Telecom as it is well known is the national operator for fixed telephony. The new management started to manage her 2 years ago. And these 2 years will spend a lot of money to enhance the infrastructure, which is the basis for any activity in telecommunications, for IT applications, for internet, for everything. We are going very quick, we accelerate our efforts, and we hope that till the end of 2002, Rom Telecom will be an attractive and competitive company. Dincolo de cuvinte, is from Telecom. Expoziția SERP pentru a treia sau a patra oară, dacă nu mă înșel, pentru că prima participare a fost cu mulți ani în urmă, în clipa în care Rom Telecom nu era încă privatizat. Sperăm că impresia clienților noștri s-a îmbunătățit vis-a-vis, în special, de tarifele Rom Telecom și de imaginea noastră în piața de telecomunicații existentă. Încercăm să îmbunătățim imaginea prin noile servicii care le vom lansa în cursul lunii iunie. Voicemail-ul va fi primul serviciu lansat și de asemenea avem serviciul ISDN în teste. Videoconferința care a avut loc astăzi am fost conectați în direct standul nostru cu sala din Traticulescu, unde au avut loc conferințele pe tema de comunicațiilor. În prezent se poate vedea în mijlocul nostru o gamă, zic eu, destul de largă de noi echipamente care le punem la dispoziția clienților noștri și sperăm să îmbunătățim calitatea serviciilor. Promitem că în curând vom fi pe piața internet alături de mulți noștri competitori, urmând să se înființeze o nouă companie cât de curând posibil și să devenim și noi un provider de internet. Sperăm cel mai bun. Vă mulțumesc mult și vă așteptăm anul următor.